Bună ziua, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 250.000 de euro. Sunt patru percheziții în desfășurare și la această oră în capitală. Vorbim despre două persoane care ar fi realizat aceste fapte. Practic, totul s-a întâmplat într-un singur weekend în luna noiembrie anului trecut. Atunci, aceste două persoane, după cum susțin surse judiciare, s-ar fi deplasat la foarte multe unități bancare, atât din București cât și din țară, și ar fi încercat să schimbe bancnote false de 500 de euro la cele automate de schimb valutar. Ar fi reușit în cea mai mare parte să facă acest lucru. Numai 6 bancnote au fost respinse, și dar câștigul lor a fost unul destul de mare. Conform acelorași surse, se pare că aceste bancnote ar fi fost cumpărate de la 2 falsificatori care s-au aflat în prezent pe teritoriul Bulgariei. Unul ar fi de origine turcă, celălalt ar fi bulgar, și în prezent polițiștii fac demersuri pentru a-i prinde și pe acești 2 falsificatori. Pe de altă parte, trebuie spus că cele două persoane care în prezent sunt vizate de către anchetatori au un trecut infracțional cu totul diferit față de ceea ce au făcut ei în această perioadă. Vorbim despre o persoană care are un cazier judiciar legat de furturi și o a doua persoană nu are cazier judiciar, deși este cunoscută ca participantă la diverse furturi și tâlhării, însă până în prezent nu ar fi fost prinsă și nu ar exista nicio condamnare în ceea ce o privește. Iată, așadar, vorbim despre un caz important aici în capitală, și polițiștii, după ce vor face și verificări informatice, vor stabili cu siguranță unde se află cei doi falsificatori și vor încerca să-i rețină și pe aceștia. Cam atât pentru moment. La revedere!